Salut, Eri! Ce faci? Teme. Faci teme? Da. Spor la teme atunci. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi... Stăm acasă! Asta facem astăzi! Stăm acasă și... Facem treabă, gătim, facem curat... Dar nu mi-ai spus ce vrei să gătim. Astăzi vom gătim chicken cacciatore. Habar n-am ce e ăla cacciatore, dar ideea este că pentru a face acest chicken cacciatore trebuie să facem câteva cumpărături. Așa că eu am să las pe mami acasă să pregătească... Salată de vinete. Salată de vinete. Iar eu cu Odine vom merge să facem câteva cumpărături. Spor la treabă, mami. Odine, nu te-ai încălțat, tati, salut! Eu nu vreau să mâncare, vreau să stau în casă, că mi-e să... Care dintre voi doi merge cu mine? Eu! Asta din ce observ, tu te-ai încălțat? Mergi și tu? Hai și tu, normal, hai! Normal, că dacă merg eu, vreau și el. Aha! Dacă tu nu mergi, hai, Odine! Cum? Poate pisica să de pe housekeeper. Da, am și un housekeeper, doar că... Hai, încarcă repejor, hai că avem de făcut cumpărături, mami nu ne așteaptă. Azi v-am spus, avem o zi importantă. Facem lună în casă, plus mâncare, plus... O, Doamne! Te-ai asigurat? Da? Bravo, uite cum îi face capul, ca la roboțel. Mamă, dar ce aglomerat e la Lidl, e plină parcarea. Voi vă duceți pe acolo? Eu mă duc pe aici. Azi facem cumpărături de la Lidl. Mergem la Lidl pentru că e mai aproape de casă și aici găsim produse mult mai proaspete. Mă refer la verdețuri, la astea. Da, și mai multe... Nu te pui că fără dulce. Când am spus produse proaspete, la astea m-am referit. Uite așa, cum ar fi menta, menta proaspătă. Busuioc trebuie să mai găsesc. Cimbru, mentă, cimbru, rozmarin. Mai caut. Stai, așa că era și cimbru pe listă. Așa că luăm și pe ăsta. Hai, pune-l. Ce faci acolo, băi? Gata? Ai pus cipeți? Hai, mai departe. Ia uitați. Seamănă, dar nu-i el. Un trenuleț plin cu dulciuri. Poate luăm de Crăciun. Ce tare. Iarna. Moș Crăciun cu dulciuri. Trebuie să luăm și calendar. Nu se poate iarna fără calendar. Ei, știți? Am crezut că ăsta e calendar, dar nu-i. Ce păcălele ai trebuit cu tine. Odine, ți-am găsit jucăria preferată. Care? Asta. Spider. Cervețele cu spai. Bine, cervețele, hai pune-le acolo, le luăm. Serios? Da. Ce-a fost așa? A, sunt două modele? Da. Asta pe lângă ăsta stă în picioare și ăsta. Hai. Măi, ce-ați găsit aici, măi? Forme pentru ciocolată de Crăciun, așa. Așa. Și a uitat asta cât de mare. Pentru wow. Prăjituri. O, și vrei să iei ceva de aici? Da, voiam să iau pe astea două pentru că vreau să fac din astea prăjituri, din astea așa și ciocolată. Bine, hai să luăm una din ele deocamdată. Asta, alege aia. Una, da. Aia? Da. Ok, aia rămâne. Ia uita, deci asta e pentru dacă ai ziua... În decembrie. Da, dacă ai tu ziua în decembrie. Așa cum o ai tu. Pentru inventarii tăi. Adică pentru tine. Da. Am făcut cumpărăturile, doar că plec puțin dezamăgit, întrucât n-am găsit busuioc proaspăt și cu oregano. Așa că va trebui să merg în altă parte, nu știu unde, ca să n-am probleme acasă cu mama Esca, că noi am adus ingredientele necesare. Băi, ce faci acolo? Ciocolată? Da, eu nu vreau ciocolată. Unul cu ciocolată, unul cu unt. Nu sunt supărată că am venit aici, că mi-am luat. Dar eu știu că formele. Nu ești supărată. Că nu, dar nici eu nu sunt supărat că am venit aici. Sunt supărat că n-am găsit exact ceea ce aveam nevoie de asta. Hai, să mergem. Uite ce am la mami. Am ajuns acasă. Pentru ciocolată. Așa se pare că. Am găsit și pentru... Se pot face și cookies cu... Probabil că da. Am găsit la Lidl, mai erau, dacă puțin mai mari și alea erau pentru cookies.
Aha, să știi. Dar să știi că eu cred că se pot face cookies. Cookies mă refer la biscuițele pe care ai făcut-o anul trecut. Și acum, înainte de a începe treaba, am o surpriză pentru mami! Uite ce am aici, mama! Ce sunt astea? 3 cuțite noi nouțe! Avem cuțite Samura, așa se cheamă, din oțel de Damasc 67. Avem cuțit Santoku, care arată, uite, așa, uite, mami, uite, uite ce am aici. Vai, de-abia aștept să-l folosesc. Cred că am să feliez foarte bine. Deci ăsta este Santoku. După aia avem cuțitul bucătarului, Sheep Knife, care arată, ești pregătită să vezi? Uite așa arată, wow. E din ăsta cu lamă, lată, deci mie place, cel puțin îmi place cum arată, nu știu cum taie, dar din recenziile pe care le-am văzut, am văzut că taie foarte bine. De la Altex le-am cumpărat, le găsiți acolo la ofertă, sunt și seturi, mai ales acum cu Black Friday, cu siguranță o să le găsiți. Și ăsta este Slicing Knife, adică cuțit pentru feliat, în general. Care are o lamă așa mai subțirică și mai lunguță. Mama! Mama mia! Ia să vedem. Acum să vedem, da. Dar nu pe ăsta vreau prima dată. Dar pe care îl vrei? Alege! Cucătarul. Au recenzii foarte bune și chiar sunt curios de felul care taie, de ușurința. Chiar aveam nevoie de cuțite și... Ia vă... Ce există acolo? Plasture. Deci nu cred! Dacă e plasture, înseamnă că taie destul de tare, nu? Eventual dacă mă accidentez la... Adeziv plaster, într-adevăr, steril. Uite, vezi, acum mă putem accidenta. Probabil că da, cred că da. Se simt foarte interesant. Ia, dă un pic. Ioi, dar chiar se simte foarte fain. Hai să vedem. Avem aici niște ciupercuțe și le vom felia. Cum alunecă? Foarte fain! Se simte interesant. Eu acum fac o recenzie din punct de vedere a unui om normal, nu sunt bucătar, habar nu am exact cum ar trebui să fie un cuțit, dar îmi plac. Taie foarte bine și se simt bine. Nu sunt nici ușoare, nici grele, sunt foarte ergonomice. Chiar aș vrea să încerc și eu. Îl încerci pe următorul. Îl folosești pe ăla pentru pui. Așa, da. Ia să vedem. N-am intrat de mult în pâine, ca să zic așa, ia. Ioi, dar ce fain taie. Ioi. Deci, abia ating, da? Uitați. Cum îl țin? Sunt impresionat. Eu, care n-am nicio treabă cu bucătărie, chiar sunt impresionat. Mai departe, în prepararea rețetei noastre, punem carnea. Zgomot. Da, sunt foarte zgomotoase, trebuie să punem capacul pentru că nu se aude. Suntem... Aha, pune capacul. Altă treabă. Și folosim o tigaie de... o oală de fontă. După ce carnea am prăjit, apele merg la cuțit. Dar tu ai o problemă cu rimele astăzi. Da. Vinul nu a mai filmat când în oală l-a turnat. Pentru că cineva s-a grăbit și nu știa. Am uitat. Am uitat, da. Am luat cu treburile. Și-a făcut aici ceva, cam am așa. Am pus vinul, am pus un suc de roșii, făcut în casă. Și acum voi pune carnea. Așa. Și voi mai adăuga niște pastă de tomate. Și lăsăm aici cam pentru o oră, timp în care toate legumele astea se vor face ca un sos. Și apoi vom fierbe niște paste și vom pune toată mâncarea asta peste un pat de paste. Iar ficățelul acesta trebuie să-l dăm lui Iodine. Dar îi place ficățelul, știu. Da! Ia uite, tati, ce ți-am adus! Eu! Dar-i ficățel, tati! E ficățel gustă, așa-i să vezi. Da, mult. Lasă de la grădiniță de aceea. Păi, iei doar o bucățică de acolo și vezi. Hai, mă dezamăgești, nu pot să cred. Pe bune? Și eu care te-am lăudat că ție-ți place ficățelul, tu zici că nu-ți place? Asta e mai mare. Da, tati, te iei doar o bucățică. La asta nu m-am așteptat. Mami, ai zis că nu bea. Deci, la asta nu...
ce este vorba. El acasă nu a mâncat aproape niciodată ficățel pentru că lui, pentru că Ierica nu-i place ficățelul și n-a putut să-i gătesc. Cauza ei nu gătim ficat. Și a mâncat ficățel la grădință, dar cu siguranță nu este ca acesta. Nu, acesta era o bucățică mai mică. Uite, uite-ți-vă ce culoare are ăsta. Poate de cel de magazin. Magazin este așa. Nu știți pe ce vorba. A, nu-i problemă, o să mănânce puțin mai târziu. Și bineînțeles, mami iar a uitat să mă cheme, a pus pastele la fiert. A pus papardele la fiert, tata, nu papardele, pastele, uite așa. Dar n-am pierdut nimic, pur și simplu le-am fiert, le-am scurs și acum le... Le punem part curie. Din coace au oprit oala, după o oră, a fiert o oră și au oprit toată compoziția, cam așa arată. Și urmează să pună peste paste, așa ai zis? Mm-hmm. Mm? Da. Revenim imediat cu imagini, cu farfurile gata așa aranjate, puse pe masă. Deci asta e farfuria cu papardele și peste punem un elegant cricât, un cricât din aia. Cum se cheamă? Ai uitat? Mă duc să duc asta pe copilul. Păi, asta este pentru tine, tati. Băi, tu de când te strâmbi așa la mâncare, băi? Mm? De când? Și aceasta este varianta finală, varianta de prezentare, bine, varianta de mâncat, zic eu, care arată destul de bine. Mamă! Cum e, Odine? Îți place? Am dat doar o pastă. Aha, doar o pastă. Cum e, mami? Mie-mi place. Îți place ce uh-huh. Bravo, poftă mare. Da, și cam asta a fost rețeta noastră de... Chicken cacciatore, așa se cheamă. Cred că îți place, nu? Așa, acesta a fost videoul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Aia este varianta de prezentare, asta este cea de mâncare. A, așa? Da. Aha, se amestecă? Am înțeles. Păi și eu cum amestec cu carnea asta? Nu prea pot. Ei, amesteci sosul. Aha. Ia amestecă și toate acolo, că se amestecă. Uite așa zice mami. Uite. Ei, dat un pic pe masă, nu e nicio problemă. Gata, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și... Vă recomand să încercați și voi să-l faceți. La modul serios. Un deliciu. Foarte bună. Combinația asta de paste cu sosul ăla, așa și cu... Nu vă mai spun, trebuie să încercați, să ne scrieți în comentarii dacă v-a ieșit și cât de bun a ieșit.